HR Club Talks Și am observat un pattern. În principiu, echipele formate înainte de pandemie s-au descurcat ceva mai bine în a gestiona capitalul de încredere și de a-l menține. Echipele formate noi, în, nou formate în pandemie, nu au făcut întotdeauna o treabă la fel de bună. Iar despre leadership, ce cred eu că e foarte diferit și ce am apreciat în Hellenic, am văzut că se întâmplă, s-a comunicat mult mai mult decât înainte. În perioada asta, și când spun perioada asta, mă refer la 13 martie 2020, prezent, adică în ultimul an, s-a comunicat mult mai deschis, mai des, mai transparent și un lucru care mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost că am auzit lideri spunând nu știu.